11 autospeciale au intrat la sfârșitul săptămânii trecute în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, au anunțat oficiale instituției. Dintre acestea, nouă vor fi repartizate structurilor de ordine publică, iar două la structurile de poliție rutieră. Autospecialele vor fi folosite în misiunile specifice și fac parte din programul de înzestrare cu mijloace auto desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta este cea de-a doua tranșă de autospeciale noi livrate sălajului, după cele patru sosite în urmă cu câteva zile pentru Poliția Municipală și Polițiile Orășenești. Toate vor fi folosite în misiunile specifice și fac parte din programul de dotare cu mijloace auto desfășurat de Ministerul Afacelor Interne. În total, la nivel național, au fost achiziționate peste 6.700 de autovehicule, fiind vorba despre cea mai mare achiziție de autospeciale din istoria MAI. Valoarea contractului depășește 483 de milioane de lei. Potrivit ministrului Marcel Vela, 139 de milioane din această sumă au existat în bugetul ministerului, iar restul a fost alocat prin decizia guvernului din fondul de rezervă. Noile mașini de poliție sunt furnizate de Dacia, fiind vopsite în verde și albastru. Noua schemă de culori o înlocuiește pe clasica alb tricolor cu care eram obișnuiți și este inspirată de cea folosită de poliția din Germania sau țările nordice. Ele vor contribui la îmbunătățirea modului în care polițiștii răspund la solicitările cetățenilor, precum și la creșterea gradului de siguranță pe care polițiștii o au la intervenții. Toate autospecialele Dacia Logan sunt dotate cu sisteme acustice și vizuale de avertizare, dar și alte dispozitive care asigură condiții optime pentru îndeplinirea misiunilor și sunt colantate după o grafică nouă.